research, in my case, is coming from the perspective of America. Deci, ceea ce vreau să precizeze domnul Feldman spune că cercetarea lui vine din perspectiva americană. Pentru că Klesmeri... Yes, because why? You'll notice de ce? The early research, Petersburg, Petersburg, Kiev, New York. Right? Deci, da? The fact that the research, if you look at the research, it's from Petersburg, Kiev, and then some big break, nothing, New York. E foarte interesantă chestia asta. Deci când a venit în Rusia, Kiev, și așa o mare pauză mare și cum America. De ce? Yes. Why? Two things. Big immigration of Jews from Eastern Europe to America between 1881 and 1923. Deci o mare imigrație de evrei a fost de aici încolo, între anii 1881-1924. Așa, deci perioada. Very, very specific. Not before, not after. Nici înainte, nici după. Doar în această perioadă au plecat foarte mulți milioane. Milioane, da. From Ukraine. Everywhere, Eastern Europe, from Romania, Slovenia, Lithuania, Poland. Din toată Europa de Est au plecat. Interesting that the Romanian speakers came to America, but not from Moldova. There were Romanian speakers who emigrated at the same time, but they came from Banat and other places, not from Moldova. Almost no Moldovans came. Deci evrei din România, deci au plecat mai mult din Banat, deci nu din regiunea. Say Christians, non-Jews. Erau creștini, nu the Christians who came to America were not Moldovan. They were usually Banatian. De obicei erau, I think, mostly. Mostly. Mostly from the town, but only from home. Christians? Christians. Almost none. I've heard of almost no Moldavian community who are not Jews. Deci din cele ce cunoaște dumneavoastră, din cele ce... Deci de obicei erau din zona Banatului. Din câte știu eu, erau și din Moldova, dar mai poate mai... In that period? 1881-1924? Yes. Where? Where did they go? Where did they live? The important thing for us in that period, but in Moldova, the Jewish Klezmer and the Romanian Baltar had much contact here. But once the Jews came to America, no more contact. No more contact. Deci, înainte de această dată, de 1881, adică de această perioadă, de fapt, da? Contactele dintre Klezmer și Baltar au fost mult mai mari decât după ce au plecat. Deci au plecat încolo și, deși erau de aici și unii și alții, poate da, dar contactele au deja nu au scăzut. S-au încheiat, nu a dat. There was Holocaust in between. Între timp a fost Holocaustul și așa mai departe, deci evenimente istorice. So, there was more contact between our Klezmer and Greek musicians in New York and other American cities. Deci a existat, de fapt, contactul klezmerilor americani cu mai mult cu muzica grecească decât cu cea românească. Yes, and several of my teachers that I grew up as I grew up in the Jewish community. Deci dumnealui a crescut într-un cartier grecesc și mulți dintre profesorii dumnealui au fost greci. And they played muzica latăriască and muzica klezmer. Și ei cânta muzica latăriască și muzica. For them, for Greeks. Yeah, for remember, for the Greeks, Valachia, Moldova was it was their country. They ruled here for almost 200 years. De ce au condus aici în Moldova grecii? Multe. Și pentru ei Moldova, Valachia era. It's the land of opportunity. Era pământ făgăduinței Valachia and Moldova. Da, make a good business. Ca să facă business. So, for the Greeks, this has a very positive memory.
Aha, și pentru greci era ca ceva foarte pozitiv asta, ca și cum legat cu speranță și vise, valoare și mă rog. So I just I reveal this American perspective, and now I'll play a piece that was recorded in New York in the probably late 50s, 1950s, by a very famous clarinetist, Detas, and see what you can guess what kind of music you might, because this is a methodological issue. Deci vreau să vă pun un exemplu muzical, deci din sfârșitul anilor 50. Cântă un clarinetist foarte faimos, Dave Taras, care de fapt era și el din Podolia. A fost născut în Podolia. But he, during the Russian Civil War, he fled to Moldova. Dar în timpul războiului civil din Rusia a plecat în he spent a few months in Yelenets. Și a fost câteva luni în Yelenets, a cântat poate împreună, nu știu, deci cu lăutarii de acolo. Deci cunoaște și muzica de acolo și muzica din Podolia. And he came to, he was a klezmer. He was a relative. El era un klezmer de generație. Very soon after he came to America, he was discovered as a great talent. Deci foarte repede el a plecat în America și a fost descoperit ca un mare talent acolo. So he did many recordings from. Are o mulțime de înregistrări, are foarte multe. 1935, the first. 1978, the last. Deci, ăștia sunt anii de activitate. Recordings. Deci, înregistrările își datează pentru perioada aceasta. Foarte mult. Very long. Now, this is sort of one of the later recordings, from the late 1950s. Deci, asta e din înregistrare mai târziu. In America, they gave names to these things that made no sense in many cases. Just play the piece. So the name doesn't tell us America, acest gen numit bulgar. In this article I talk about